Meciul dintre CSM Bucovina-Suceava și CSM Galați va avea loc sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Unirea. După primele patru etape, echipa antrenată de Marius Colțuneac se află pe locul 6 cu doar 7 puncte acumulate. De cealaltă parte, gălățenii reprezintă revelația startului de sezon, fiind pe locul 3, cu 3 victorii și o singură înfrângere. Pe lângă faptul că vor avea în față un adversar în mare formă, sucevenii se confruntă și cu probleme mari în cadrul lotului, mai mulți jucători importanți fiind accidentați. Într-un alt meci al etapei a 5-a, Gura Humorului va juca sâmbătă de la ora 11 pe teren propriu cu CSM Năvodari. Dobrogenii au început bine sezonul și ocupă în momentul de față poziția secundă în clasament, în timp ce humorenii sunt pe ultimul loc. Chiar dacă pornim cu a doua șansă, sper ca jucătorii să se mobilizeze și să facă un meci bun. O evoluție spectaculoasă și un rezultat pe măsură ar fi un cadou frumos pentru antrenorul Mihai Coca, cel care se va căsători la acest final de săptămână, a spus managerul jucător al echipei RC Gura Humorului, Ștefăniță Rusu.